prea cuvioși și prea cucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că reluăm firul catehezelor noastre. Din motive obiective, am lipsit câteva duminici. Vă readuc aminte că preocupările noastre în sedile acestei de cateheze momentan sunt legate de faptele milei creștine. Așa cum ne le sugerează Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, făcând o sistematizare catehetică. Spune că sunt 7 fapte ale milei sufletești și 6 fapte ale milei trupești. De 7 unele, 7 altele, numărul acesta care e simbolic și are importanța lui. Vă aduceți aminte și dacă nu vă aduceți aminte, vă readuc eu aminte că am început cu faptele milei sufletești. Prima, a îndreptat pe cei păcătoși. A doua, a învățat pe cei neștiutori. A treia, ai sfătuit pe cei îndoielnici. A patra, ai mânghiat pe cei întristați. A cincea, a suferit cu răbdare nedreptățile. A șasea, a iertat pe cei ce te-au necăjit. Și a șaptea, a te ruga pentru cei vii și pentru cei morți. Primele 6 le-am analizat. Acum suntem la cea de-a 7-a faptă a milei sufletești, a te ruga pentru cei vii și pentru cei morți. Mi-aduc aminte cu nostalgie că pe când eram student, rula un film Anotimpurile. În primul episod, cu primăvara, apăreau 2 tineri frumoși, plini de viață, optimiști, doritori de a face lucruri bune. Venea apoi vara. Tinerii noștri s-au maturizat și au întemeiat o familie. Au rodit, aveau copii. A venit toamna. Realizările lor erau bogate, foarte bogate. Și apoi ce a venit? Apoi a venit iarna. Și iarna, vieții, îți pune problema duhovnicească și a marii treceri. De aceea, în cea de-a 7-a faptă a milei sufletești, învățăm că trebuie să ne rugăm pentru cei morți. Pentru vii și pentru morți. Să ne rugăm pentru cei morți. Sigur că nu toate confesiunile creștine fac rugăciuni pentru morți. Dar noi, Biserica Domnului Hristos, facem rugăciuni pentru cei morți. A te ruga pentru cei vii și pentru cei morți. Și dacă e să aducem un argument, îl aducem din a doua carte a Macabeilor. În a doua carte a Macabeilor, în capitolul 12, ni se relatează că
A avut loc o luptă foarte grea între evrei și greci. Și evreii au pierdut mulți soldați. Se vede că nu toți erau foarte cuminți, în sensul că aveau prin buzunarele hainelor lor amulete de idol. Nu le era îngăduit. Și după ce au trecut la Domnul, cei ce au rămas, Iuda, Macabeu și cu ceilalți ofițeri superiori, s-au rugat pentru ei. Și am zis că a doua carte a Macabeilor, în capitolul 12, în versetul 39 și următoarele, ne relatează ce s-a întâmplat. A doua zi, au venit cei care erau cu Iuda, precum a fost rânduit, ca să ridice trupurile celor omorâți și să le așeze cu rudenile în părinteștile morminte. Și-au aflat cu hainele fiecăruia dintre cei morți lucruri închinate de idol. Ianie, de la care eu prea legea pe iudei. Și tuturor vădit lucrul acesta a fost când pentru a tare pricină au căzut aceștia. Și toți. Binecuvântând pe judecătorul cel drept, pe Domnul, cel care arată cele ascunse și întorcându-se la rugăciuni, s-au rugat pentru păcatul ce s-a făcut, ca de tot să se șteargă. Iar viteazul Iuda a îndemnat mulțimea să se păzească fără de păcat, văzând cu ochii cele ce s-au făcut pentru păcatul celor mai înainte căzuți. Și strigând bani, după numărul bărbaților care erau cu el, 2000 de drachme de argint, au trimis în Ierusalim ca să se aducă jertfă pentru păcat. Foarte bun și cuvios lucru pentru socotința învierii morților. Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut. Deșert și de râs lucru ar fi a se ruga pentru cei morți. Și-a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus. Drept aceea, sfânt și cucernic gând a fost că a adus jertfă de curățire pentru cei morți ca să se slobozească de păcate. Așadar, și noi ne rugăm pentru cei morți, pentru vii și pentru morți. Și în mod special, cum toată lumea știe, acum în toamnă târzie, îi pomenim pe cei morți. Sunt moșii de toamnă. Ne rugăm pentru cei morți. Și nu numai noi ortodoxi, chiar și celelalte confesiuni creștine își aduc aminte de cei morți. Și noi ne aducem aminte de cei morți. Și ne rugăm pentru ei, lui Dumnezeu. Așadar, a șaptea faptă a milei creștine, a șaptea faptă a milei sufletești este a te ruga pentru cei vii și pentru cei morți. Acum, după ce vom cânta și o priceagnă din cartea noastră de pricesne, de la pagina 139, Biserică Străbună, după ce vom cânta asta,
Vă voi citi ceva din Proloage, tot legat de pomenirea morților. Și de faptul că rugăciunile și milosteniile pe care le facem pentru ei sunt bine primite de Dumnezeu. Și acum cuvântul din Proloage. Ne-a spus nouă fericitul Părinte Luca, tânăr fiind eu, a murit un om bogat din țara mea și l-au îngropat în mormânt. Și mergând eu la școală, am văzut într-un mormânt, stând un om pârlit cu totul ca un tăciun. Și chemându-mă, îmi zice, eu am lăsat în testament scris ca să se dea milostenie pentru izbăvirea sufletului meu. Și n-au dat nimic. Deci să le spui să dea. Că de nu vor da, apoi așa vor fi precum mă vezi. Iar eu, copil fiind de frică, am fugit. Și din prostimea tinereții mele n-am spus nimic. Încât acum, după atâția ani, sunt judecat de cucetul meu. Acestea îmi spunea fericitul Părinte Luca, mitropolitul Anabaziei. Asemenea cu acestea, ne-a spus și un bătrân mare, un lucru înfricoșător, dar mai ales de folos. Că adică, după ce a adunat frați și a făcut mănăstire, auzind de dânsul un frate al lui, după trup, a venit la el și călugărindu-se în mănăstire, și-a sfârșit viața în multă lipsă de grijă și fără luarea minte. Iar starețul, cu multă osteneală, purta grijă de dânsul. Și mult se ruga lui Dumnezeu ca să-i descopere lui cele despre fratele său adormit. Și i s-a dat lui de a văzut sufletul aceluia în mâinile dracilor. Deci, după ce a văzut aceasta, a poruncit fraților să caute cu deamănuntul în chilia fratelui său și orice vor avea acolo să aducă la stare. Și așa asta făcându-se, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au găsit în fața chiliei mulți săraci și scăpătați. Și starețul îndată a poruncit să împartă toate cele rămase săracilor. Iar fraților din mănăstire le-a poruncit ca nimeni să nu ia ceva din acelea, de la mic până la mare. Iar după ce au făcut asta, starețul iarăși a stat la rugăciune și a văzut judecata lui Dumnezeu, pe îngerii lui Dumnezeu, luând îndrăzneală din pricina milosteniei și stând împotriva dracilor celor necurați pentru sufletul fratelui mort. Însă un lucru foarte înfricoșător și plin de spaimă trebuie să spunem că dracii cei necurați cu mare glas strigau către Dumnezeu zicând, drept ești, cu dreptate să judeci. Acest suflet al nostru este că faptele noastre le-a făcut. Iar îngerii lui Dumnezeu grăiau împotriva lor zicând, dar pentru el, milostenie multă s-a făcut și scris este că bogăția omului folosită ca milostenie este izbăvirea. Iarăși,
se împotriveau necuratii, dragi când. Oare el a dat milostenia aceasta? Nu el, ci starețul. Dar marele stare, răspunzând, zicând, că adevărat, eu am făcut milostenie, însă pentru sufletul lui am făcut-o. Deci când acestea, îndată au pierit dracii cei necurați și a rămas sufletul în mâinile îngerilor.